Bună ziua, dragi telespectatori! Iată-ne în seara de înviere, alături de prieteni dragi mie, suntem alături de Sebastian Coroi. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Și pentru cine se uită în reluare, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Iată-ne că suntem la câteva ore de noaptea de înviere. Ce semnifică Paștele pentru români în mod tradițional? Pentru că, după cum se vede, suntem îmbrăcați în ie, în ițari, cu bundiță. Păi ne-am gândit că dacă toți suntem în pragul învierii și urmează 3 zile frumoase de Paști, românii cândva sărbătoreau această frumoasă sărbătoare în costume populare, așa mergeau și la biserică. Încă se mai ține tradiția asta undeva prin Bucovina. Undeva prin Bucovina aș putea poate și prima spune și prin Neamț, dar în așa Răzleț, în anumite comune, la anumite familii. Dar se cam pierd aceste tradiții, obiceiuri. Noi am venit să reîmprospătăm memoria românilor și să aducem o culoare aceste zile importante pentru noi ca români, că spuneai ce semnifică pentru noi românii Paștele, sărbătoarea de Paști. Practic este, aș putea spune, cea mai importantă sărbătoare creștinească a noastră ca români și a creștinilor în general, învierea Domnului. Știți că în Occident se sărbătorește cu mare fast Crăciunul, iar Paștele este puțin mai lăsat deoparte, să spunem. La noi e oarecum invers, pentru că bisericile sunt pline de Paște. Are pentru noi românii o altă încărcătură spirituală și emoțională Paștele? Categoric, pentru că sărbătoarea de Paști, sau mai bine spus, perioada până la sărbătoarea de Paște, adică postul Paștelui, care durează 40 de zile, este, aș putea spune, cel mai important post și cel mai mare post din an, moment în care noi, ca și creștini, trebuie, așa normal, trebuie să ne lepădăm mintea și trupul de cele rele și, da, este o sărbătoare, aș putea spune, cum spuneai și tu, mai importantă ca și Crăciunul, dar n-aș vrea să fac totuși o comparație sau o diferență, pentru că, de exemplu, de Crăciun este moment de bucurie, nașterea Domnului, moment de colind. De Paști n-aș putea zice că e tot bucurie, dar nici tristețe, pentru că tristețe pe de o parte este moartea Mântuitorului și apoi imediat învierea. Deci prilej de bucurie. Se spune în tradiție, că în tradiția populară, că moartea, ca și importanță în cultura noastră, era moment de bucurie, pentru că trupul celui decedat pleca la cei drepți și așa este tradiția, așa se spunea. Deci nu, noi o percepem de ori ca un moment jalnic, ca un moment de tristețe. Este adevărat că îți pleacă cineva drag. Dar este un moment de bucurie pentru că la o anumită vârstă, dacă ai ajuns la o vârstă mai înaintată, trupul tău, sufletul tău pleacă la cei drepți și iată, asta sărbătorim noi prin Paști. Cum spuneai tu, în Occident nu prea se... Nu are nicio valoare comercială așa de mare Paștele față de Crăciun. De Crăciun toată lumea cumpărături o lună de zile, acum de Paște lumea ține post, merge la biserică, toată săptămâna dinaintea Paștelui au fost denii, iată-ne gospodinele astăzi fac ultimele pregătiri pentru noaptea de înviere. Exact. Dacă tot am ajuns la săptămâna mare, ce făceau gospodinele, nu știu, acum mult timp, când încă se mai mergea în port tradițional la biserică? Cam cum se pregăteau ele? Păi dacă ne gândim la, mai ales la ultima săptămână, săptămâna mare, săptămâna ultimele 7 zile, în care pe lângă faptul că seara se mergea în fiecare seară, se mergea la biserică, la denie, cum spuneai și tu, un costum popular, acum n-ar fi o problemă că ne aflăm în 2018 și mergem îmbrăcați, să spunem, mai puțin tradițional. Important este să mergem. Gospodinele începeau de luni, marți, curățenia prin casă, prin curte, mai mult bărbații afară în curte, la curățat, dacă era vremea frumoasă, la curățat copaci, la curățat grădina, curtea, și apoi în casă, doamnele, domnișoarele,
pregăteau deja bucatele pentru... Deja ei au început în De joi au început ouăle încondeiatul ouă, apoi imediat să se după ziua de vineri începe coptul cozonacilor, Pasca, momente care, practic, ca și tradiție, ca și neam, nu există an și nu există familie în care n-ai să găsești în casa, în gospodăria fiecăruia, câte un cozonac, o pască, ouă roșii, pentru că astea sunt bucatele tradiționale care le pregătesc gospodinile în aceste zile până în seara de înviere. Totodată, în săptămâna mare, bunica mea de fiecare dată dădea cu var. Chiar ziceam noi că e stratul de var mai mare decât tencuiala, pentru că așa era. Se și pregăteau sufletește, se curățau, se înnoiau pentru Paște altfel decât acum, pentru că acum lumea mai cumpără o pască, mai nu știu ce, mai ba merg la biserică, ba nu. Dar cum făceau... țăranul român, că până la urma urmei de acolo au plecat tradițiile. Sufletește, cum se pregăteau? Pentru că, tradițional vorbind, există și anumite cântări care se cântă. Exact, exact. Cum se întâmplau lucrurile, nu știu, acum 50-100 de ani, de când cunoști tu tradițiile? De mic copil am văzut, pot să spun, o schimbare și pot să confirme cu siguranță și mulți colegi de-ai mei, care, de exemplu, eu am văzut la bunici în săptămâna mare, pe lângă pregăteala ca atare, ca și gospodărie, ca și bucate, era pregătirea sufletului prin post, rugăciune, mai ales miercurea și vinerea se ținea post negru, sau care erau mai îndrăzneți, să zicem așa, sau mai puternici, țineau toată săptămâna post, adică foarte puțin mâncau și mai multă apă. Sau în vinerea mare, vinerea prohodului, se ținea toată ziua post. Și apoi tot postul Paștelui, că tot mă întrebai cum se pregăteau față de acum, în fiecare duminică mergeau la biserică, pentru că așa începea postul, care erau mai puternici, cum spuneam, țineau tot postul Paștelui, care nu reușeau, poate din cauza muncilor grele de acasă sau eu știu, altor împrejurări, altor factori, țineau doar miercurea și vinerea. Și apoi denoitul sufletului ne ocupăm singuri. Vezi tu că ai dreptate, mai mult, cel puțin în vremurile noastre, ne noim mai mult garderoba, da, și ținutele. Da, și bătrânii noștri, părinții noștri obișnuiau să ne ducă pe noi copii în săptămâna mare, atunci cu 2-3 zile înainte, să avem ceva, sau poate chiar înainte de flori, să avem ceva nou. Ceva nou pe noi, sau chiar toți să avem nou. De exemplu, tot spuneam de îngrijirea gospodăriei. Mulți gospodari, gospodini, dacă vremea le permitea și aveau și ei timp, își pregăteau casa și gospodăria înainte de flori. Se spune că de flori trebuie să fie casa ca o floare și sufletul tău la fel. Care nu, depinde cum am avut anul acesta, a fost un an capricios, abia acum de o săptămână s-a mai îndrăvenit vremea și dacă te uiți prin oraș, toată săptămâna au fost prin toate locurile, pe la blocuri, pe la case, gospodari care își pregăteau curțile sau grădinile. Deci, practic, aș putea spune, nu neapărat facem o comparație, dar mai mult în vremurile noastre ne îngrijim mai mult trupul decât sufletul. Trupul, îmbrăcându-ne, haine scumpe. Cred că avem timp tot anul să ne îmbrăcăm, să ne cumpărăm haine. Este, practic, să spun, aș putea spune, singura ocazie în an, singura săptămână sau singurul post în care am putea sau putem cu siguranță să ne îngrijim de noi. Că după aia oricum timpul trece și avem multe alte preocupări. Iată-ne, dacă tot vorbim de suflet, aș vrea să limităm pe Laurențiu Marian, să ne cânte trei melodii, printre care prima și prima nu se poate fără o melodie priceasnă. Priceasnă este seara de înviere, adevărat, în unele parohii se cântă priceasna, dar priceasna se cântă cam aproape tot postul și mai ales în săptămâna mare, în afara Denii, că la Denii sunt cântări obișnuite Denii. În continuare, Laurențiu Marian. Cine bate în poartă așa de târziu? Eu sunt o măicuță
la tine viu. Viu din lume, Maică, și viu te la rele. Sufletul mi-ncărcat cu păcate grele. Te rog, o măicuță, din sufletul meu, să te rogi la Iisus, că e Fiul tău, și să-i ceri, măicuță, toată-ndurare, pentru mine, Maică, tu să-i ceri iertare. Bine stai la poartă, mă duc ca să-l caut, să văd pentru tine ce pot să mai fac, căci în viața toată tu nu l-ai iubit. Iisus, pentru tine mult a suferit. O, Iisuse bune, un biet păcătos, acum e la poartă m-a rugat frumos ca să-și cer iertare, Doamne, atât ar vrea. Că el nu îndrăznește să-ți vadă fața, o măicuță bună, Maică, Maică-mi ești. Și pe cei din lume tu mult îi iubești, numai tu știi, Maică, rana mea din piept. Dar pentru tine, Maică, și pe acest al iert. Numai tu știi, Maică, rana mea din piept. Dar pentru tine, Maică, și pe acest al iert. Thank you.
și-mi chinui zilele, să nu mai dorm nopțile, mă. Deși-mi chinui zilele, să nu mai dorm nopțile, mă. Când maica mi-e s-o dusă, măi, capul piperen n-am pus, măi. De când de acasă plecat, mult am plâns și-am mai optat, măi. O plecat în țării străini, s-o dușim și noi mai bine. Amărât și nevoiaș, mă. Mamă, iuța nu mai poate să ducă tot greu în spate. Și-o casă în păduri, o-o-o. De-a mărăcit sunt pe lume, o-o-o. Mi-aș face o casă în păduri, o-o-o. Acoperită de un nucă, măi, să stau sub el și să plâng, o-o-o. Acoperită de un nucă, măi, să stau sub ele și să plângă, o-o-o. Am plecat de acasă, când e cazul mă apasă, o-o-o. Nimic am plecat de acasă, când e cazul mă apasă, o-o-o.
de copil umblu în lumii. Și ne cazul nu-l poți spune, măi, măi, de copil umblu în lumii. Și ne cazul nu-l poți spune, măi, măi. Și neva să-mi citească inima, of, of. De s-ar găsă și neva, of, să-mi citească inima, of, of. Ar citi până-ar muri, măi, și totul ar iesprăvi, măi, măi. Ar citi până-ar muri, măi, și tot nu l-ar iesprăvi, măi, măi. Numai nu pude acasă, știe și necaz mă apasă, oh, oh. Numai nu pude acasă, știe și necaz mă apasă, oh, oh. Mulțumim, Laurențiu, pentru cele trei melodii foarte frumoase. În continuare, alături de Sebi, trebuie neapărat să vorbim despre bucate. Pentru că după un astfel de post, mesele sunt pline. Într-adevăr, aș putea spune, am putea să întrebăm pe fete, că avem aici gospodinele care ar fi trebuit deja până astăzi prin casă să gătească din toate cele bucate tradiționale de Paști. O să o las pe Bela să se gândească câteva minute, pe urmă întrebăm o rețetă de ce vrei tu să ne dezvălui. Până atunci, care este semnificația mielului la noi aici, mai ales în Neamț? Pentru că știm cu toții, trebuie neapărat masa de Paște să fie cu miel. Unii nu agrează, să spunem așa, dacă ar fi cuvântul potrivit pe masa de Paști, mielul, dar este bine să-l avem, chiar dacă nu toți suntem pasionați de carne de miel. Eu, de exemplu, sunt foarte pasionat de miel. Ca și semnificație. Mică paranteză, de fiecare dată când ne întâlnim pe la nunți și avem proțap, noi doi suntem primii care ne... Mai ales berbec. Da. Mai ales berbec, ești foarte bun. Acolo noi suntem primii. Așa. Revenim. Deja mai lasă-mă câteva ore că avem timp să mâncăm mai după miezul nopții. După, spuneam adineam, după ceea ce știu de la bunici și din tradiție și din învățăturile creștinești, mielul reprezintă practic sacrificiul Mântuitorului pentru noi ca și popor. Pentru mântuirea noastră. Pentru mântuirea noastră, prin moartea lui, prin răstignirea lui. Practic este sacrificiul care aducem în fața Mântuitorului, pentru că dacă ne uităm bine în Biblie, se sacrificau foarte mulți miei în antichitate, tocmai pentru... Aduce jertfă. Aduce jertfă. Deci, practic, mielul este acea jertfă, este Mântuitorul în sine, mielul Domnului, și pentru noi, eu zic că deja mi se face foame, mielul este foarte bun și este păcat să nu-l încerci dacă știi, bineînțeles, să-l gătești. Dacă vorbim de cozonac, se face și la Paște și la Crăciun. Cozonacul este tradițional nou în fiecare casă pe tot parcursul anului. Acum, dacă vrei să facem cozonac în mijlocul verii sau facem la opomenirea morților, de exemplu, sau chiar am văzut nunți la care este cozonacul prezent, chiar dacă unii nu-l mai poartă, dar tradițional exista cozonacul acasă, la nunți, la sat, nuntașii erau întâmpinați, invitații cu cozonac. Cozonacul este, iarăși, cum spuneai, tradițional și de Crăciun și de Paști. Pentru că este foarte bun, gustos, nucă, stafide, toate cele bune adunate într-o bucată bună de calorie, să zicem așa. Pasca se face doar de Paști. Exact. Care ne reprezintă pe noi ca și nemțeni?
te referi ca și rețetă? Ca și compoziție, ca și să compoziție. Zicem. Acum, din postura ta de bărbat, care noi doar scoatem din cuptor și atât. Mâncăm. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult pasca cu mărar. Eu nu am mâncat. Îmi spunea Dineaur, spunea Bogdan Dineaur, că pasca cu mărar. Eu nu am mâncat, chiar vreau să vin mâine la tine, prima zi de Paști, abia și să ajung pe la tine să văd ce înseamnă pasca cu mărar. Asta trebuie să o aduc din zona Iașilor, de la bunicii mei de pe tată, zona Tătăruș, unde pasca se face cu aluat de pâine, se face în plutură de brânză, de caș cu mărar. E ceva de senzație. O mănânci și cu ciorbă și și de dulce și de sărat, de orice. Exact cum spuneai, precum vezi și tu, sunt multe rețete diferite, probabil pe tot parcursul țării, pe toată suprafața României, de la un sat la altul, de la o zonă la alta, apare câte o rețetă diversificată a acestui, să spunem, aceste bucate foarte delicioase, cum este pasca. Pasca, tradițional, eu așa știu de la bunicii mei, aluat de pâine, cum spuneai tu. Sau de cozonac. Sau de cozonac, așa. Depinde, dacă să ne gândim la bunicii noștri, de multe ori foloseau ce aveau pe lângă casă. Compoziție de brânză, cu stafide înăuntru, așa am mâncat eu și chiar la multe case, de exemplu, acum această pască nu are, dar era pus și semnul crucii. Semnul în mijloc, crucii. Tot din aluat făcut. Bineînțeles, pe deasupra uns, cum făceau bunicii, uns cu ou, ca să fie cât mai galbă, cât mai rumen. Acum, deja mi se face foame din nou, dar mă simt bine alături de tine că ne dai deja pofta, ne ducem cu gândul la ziua de mâine când vom gusta aceste bucate. Mai nou, pască cu smântână, pască cu ciocolată, pască cu mărar, cum ai spus tu, au apărut aluatul. Pască cu mărar e foarte veche rețeta, adică e de la bunica bunicii mele rețeta din... Apărut deja, nu mi-a dat-o. A apărut deja în loc de aluatul din pâine, aluatul din padișpan. Hai să mă lăsăm și fete să vorbească la bucate, că eu deja mi se face. Să întrebăm pe Bela. Bună și în primul rând spune-ne cum pregătesc gospodinele în ziua de astăzi bucatele de Paște. Eu de Paște pregătesc drobul de miel, friptura de miel, sărmăluțe, ouă roșii, salată biof, cozonac, pască și încă, cam atât. Încă nu am reușit să vorbim cu Sebi despre drob, de exemplu. Dă-ne o rețetă. O să-ți dau rețeta mea. Din organele mielului se face drobul. Le fierbem, se amestecă cu multe ouă, din păcate, așa, și cu foarte multă verdeață. Ceapă verde, mărar, pătruncel și cam atât. Exista înainte și obiceiul de a pune oul întreg fiert. Da, asta o fac și acum. Se pune în interiorul drobului oul fiert și în momentul în care îl tai să se vadă frumos. Pasca cu ce faci tu în Mie perioada îmi place pasca cu brânză. Așa am mâncat-o de când eram acasă, așa îmi place și acum și... Blat de cozonac sau... Din pâine. Din pâine, cum se făcea odată. Cel mai sănătos. Cel mai bun. Revenind, Sebi, trebuie neapărat să ne zici tradițiile de încuiat oul de Paște aici, în județul nostru. Pentru că reprezentăm în primul rând, peste tot unde mergeți voi, reprezentați județul Neamț. Exact. Chiar dacă, cum a zis Bela, gătesc gospodinile în casă, pot să completesc, gătesc foarte bine și bărbații acasă. Sunt bărbați care știu să gătească și sărmăluțe, și ciorbă, și ouă roșii. De exemplu, dacă mă duc cu gândul în nordul țării, Bucovina, acolo condeatul are o anumită semnificație care poate, aș putea spune, că doar acolo se regăsește, în condeatul cu anumite picturi, cu anumite semnificații, nu neapărat... De la forme geometrice, culori, exact, și... Exact. Și chiar în condeate mă refer în culori, deci nu în vopsea cum facem noi. Noi, de exemplu, în Neamț, revin înapoi, deci cam așa am învățat de la părinți, de la bunici. Știu, țin minte, bunica strângea de pe marginea șanțului, marginea gardului, unde erau ierburi sau din grădină, frunze de pântrujel, de mărar, fel de frunze, frunzulițe. Eu spun cum se făcea procesul la noi de încondeat.
apoi punea la fier vopseaua. Sau cu sfeclă roșie. Asta e mai spre noi, mai în generația noastră, dar în tradiție, în vechime, ceapă, coș de ceapă și sfeclă. Sfeclă roșie. Așa, deci era totul pur natural. Apoi se punea oul în ciorap, de damă, așa nu este un secret și cu siguranță gospodinele de acasă deja asta s-au apucat să facă deja, dacă nu sunt gata ouăle de până de acum. De joi trebuiau să fie gata. Poate unele au lucrat, știi cum e, că vorbim de tradiție, multe doamne încă mai lucrează până astăzi inclusiv. Și legând, punând în oul în ciorap cu o frunză sau două, apoi legat bine acest ciorap, se întorcea în vopsea, se scotea și o să l-a uscat. Automat, după uscare, se desfăcea, să zicem, ambalajul acesta din ciorap și rămânea oul roșu sau, de obicei, pe la țară, la sat, se purta foarte mult ouă roșii, că de aia spune ouă roșii. Acum, de câțiva mâini încoace, toate culorile. Avem curcubeu de ouă, așa. Aș putea spune, cum spuneai și tu la începutul emisiunii, că s-a cam denaturat puțin tradiția, s-a îmbinat cu comercialul, dar iată, cine vrea în gospodăria sa acasă, păstrează tradiția așa cum o simte. Și cam așa era procesul, să spunem, dacă spunem corect, de încondere a ouului la noi în neamț. Acum toată lumea trece înapoi pe bio, pe eco, și am văzut din ce în ce mai multe gospodine care fac ele pentru alte gospodine care să se laude cu ouă bio, vopsite în ceapă, în zeamă de sfeclă roșie și așa mai departe. Deci ușor, ușor vedem că lumea este din ce în ce mai încântată să redescopere tradițiile decât să le pierdem. Doar că nu mai face fiecare acasă, face cineva care se pricepe pentru toată lumea. Și asta este adevărat. Dacă stăm să ne gândim la modul bio, bio ar fi în zilele noastre ceea ce faci tu cu mâna ta. Da. Acum, dacă ai avea și timp să ai și tu găinile tale acasă, să ai timp să și-l crești, să totul să faci natural, dar trăim în generația 2018, viteza luminii, adică totul trece foarte repede, servici, trafic, carieră, familie, practic am evoluat așa de mult încât, exact cum spuneam, mulți preferă să meargă în market și au luat caserola de ouă roșii. Sau se comandă pe Facebook. Sau comandă pe Facebook, exact. Și au terminat. Plăcerea, eu cred că plăcerea cea mai mare a tuturor gospodinilor care mai au timp și îndrăgesc momentul ăsta de Paști, este să gătești tu în casă cu mâna ta. Dacă tot ai vorbit de ceea ce îi place fiecăruia, mie îmi place să o ascult de fiecare dată când vii cu Delea Antochi. Așa că, dragi telespectatori, urmează două melodii interpretate de Delea Antochi. Cât ești mamă lângă mine.
dragostea, sărut mâna mama mea, măi. Lăsată-i de Dumnezeu ca să fie îngerul meu, măi. Într-o zi eu voi pleca, mamă, din ograda ta, măi. Dar când o și șasul greu, sprijină-ți voi și iată, am revenit în platou. Mulțumim de Eliei pentru cele două melodii interpretate. Nu se poate să încheiem emisiunea fără să mai stăm de vorbă despre ce urmează, ce fac gospodinele în afară de tot ce am vorbit noi. Cine merge la biserică? Pentru că știu că înainte gospodinele rămâneau acasă să pregătească masa. Să mai păstrează această tradiție? Da, dar corect ar fi să dăm și povești în felul următor. Astăzi, că tot ne apropiem de înviere, gospodinele prin casă și bărbații își mai așează ultimele detalii, cum spuneai și tu, cu bucate, cu tot. Seara, târziu, aproape de înviere, pregătesc masa de Paști și apoi pornesc către biserică. Practic, când se întorc la biserică, masa este deja pregătită. Se întoarce cu lumina învierii. Este tradiția ca bărbatul să intre în casă primul cu lumânarea aprinsă și
apoi se ospătează. Bine, n-aș putea să fiu acum rătăcios, dar trebuie să zic, sunt mulți care merg la biserică. Și merg în club după aia. Nu știu, nu vreau să comentez, dar e păcat că învierea nu durează doar un jumătate de oră. Aș putea să le spun la toți în această seară, că tot mai avem câteva ore. 3-4 ore nu moare nimeni într-o seară așa de frumoasă să stai și să iei parte la, aș zice, unicul moment din fiecare an, învierea Domnului. Apoi mă întreba ce mai fac gospodinile a doua zi, adică în prima zi de Paști, mâine, de dimineață nu se face slujbă, după amiază se merge la învierea mică, cum se spune, în care se dă de pomană pentru morți, care, bineînțeles, mai au timp, care nu, petrec, merg la neamuri, în familie, la frați, la surori, se vizitează primele 2 sau 3 zile de Paști, în continuu este o agitație și o plimbare continuă dintr-o parte în alta și aș putea spune în ghilimele ca tare și o bombă calorică, pentru că de fiecare dată de Paști și de Sărbătorile astea mari avem tendința să mergem să ne vizităm și bineînțeles să gustăm acele bucate care la fin. Obligatoriu și este o mare plăcere și după aia când trece Sărbătoarea de Paști intrăm puțin la sală. Cântarul s-a modificat, dar nu-i problemă, intrăm la sală și ne revenim sau la dans. Mai venim la Codrineamțul, mai facem o petrecere, mai dansăm. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi sincer. Când erai mic, în perioada asta, miroseai carpit? Trebuie să răspund? Da, miroseam. Mă jucam carpit. Tun? Injectoare. Injectoare. Cu bețe de hibrid. Exact. Mai fac asta copiii? Nu. Nu, eu unul n-am mai văzut. Acum, doar aș întreba pe colegii mei din spate care sunt ceva mai tineri ca mine, dar cu siguranță nici ei. Și ei acum au tun pe Facebook, au injectoare pe WhatsApp, deci Snapchat-uri. Este generația informatizată, generația în care, de exemplu, tu și poate și eu, prima sau a doua zi de Paști, ne întâlneam toți pe la iarbă verde, pe dealuri, pe câmpii. După ce ne ospătam bine, ne apucam jucat, eu știu, mingea și fete și băieți sau alte, neapărat jocuri, spun, ne petreceam timpul împreună. Împreună. Și poate tehnologia care ne aflăm acum ne-a depășit pe toți. Știi? Adică hai să ne întâlnim la o masă, să stăm împreună și hai să vezi toți la masă că stau pe Facebook. Să vadă ce ouă roșii s-au mai făcut. Oricum noi alergam mult mai mult când ne mai bat jocorea câte un bătrân prin fața bisericii. Categoric, categoric. Și alergam după tun și după carbit. Exact. Da, cam asta se face, Bogdan, începând din noaptea aceasta. Spunea ea din aur de cântec și de dans. Normal că în noaptea din viere nu o să dansăm. Este prilej de bucurie, învierea Domnului. Dar nu o să dansăm. Adică eu așa am învățat, ne apucăm noaptea în viere să mergem să dansăm, să sărim în sus. Nu acum că oi fi eu poate prea abotnic după credință, dar este un moment în care trebuie să stai cu familia. Din prima zi de Paști, după aia, Doamne ajută, poți să dansezi și să joci, să cânți în fiecare zi. Mai mult de atât, ieri a fost prohodul, da? Și de la prohod până acum, până în seara aceasta, este moment de liniște. De liniște sufletească, de liniște în familie, care poate, care se abține. Cum a sărbătorit, sau cum vă pregătiți voi ansamblul ca să sărbătoriți Paștele? Pe unde mergeți, ce faceți? Știu că vineri ați fost undeva de dimineață, chiar zicea la Orențiu că trebuia să meargă la spovedit, dar n-am mai ajuns pentru că ați mers la niște copii. N-am mai ajuns pentru că am ajuns la o casă de copii pentru a duce ceva din puținul nostru, al nostru însemnând colegii mei s-au mobilizat și am spus haideți să strângem și eu pe acasă, eu știu, jucării, hăinuțe, produse. Sunt copii bătrâni care chiar n-au familie și a fost un moment de bucurie, pentru că ajuți și împărtășești Sfintele Sărbători de Paști și celor care poate sunt într-o mică familie și nu reușesc să petreacă altfel sărbătorile. Săptămâna aceasta care aproape a trecut, am mai avut și repetiție, adevărat că e săptămâna mare, dar aflându-ne vacanță, am foarte mulți tineri care sunt de liceu și le-am sugerat și au fost chiar prezenți la repetiții pentru a ne perfecționa, pentru a ne pregăti noul sezon. Bineînțeles, peste 2 zile plecăm la București, iarăși în filmări, o să ne vedem de data aceasta la București cu toții. Avem de plimbat, deci de acum încolo Codrineamțul încep să se plimbe. Când vom vedea un spectacol de-al vostru,
cu datine, obiceiuri crăciunice de Paște? Anul acesta, sincer, nu am reușit să punem la punct acest proiect. Era o discuție cu Laurențiu, dar anul acesta proiectul este mult mai mare pentru că sperăm în toamnă să fie concertul lui Laurențiu de lansare albumului și cu ansamblu Codrii Neamțului. Dar aceste... pentru la anul, oare? Pe asta ar fi o idee. Totdeauna un concert de genul ăsta trebuie pregătit cu câteva luni înainte, pentru că, pe cum știi, suntem pe autofinanțare, avem nevoie de sponsori, de susținători și trebuie o bună promovare din timp. Cum noi vara avem foarte multe activități și deplasări, practic trebuie să ne ducem cu gândul spre toamnă-iarnă. În toamnă, dacă vine concertul lui Laurențiu, apoi în iarnă pregătim concertul de Crăciun și, dacă dă Dumnezeu, la anul pe vremea aceasta să prezentăm un concert cu Laurențiu și cu alți soliști ai ansamblului. De ce nu? Poate cântări pricesne, ceva legat de Paști, de primăvară, pentru că, așa cum spuneai și tu, concerte tot vedem de tot genul, dar de Paști nu prea, nu foarte multă lume se... Și foarte multă lume, pentru pricesnele, sunt efectiv colinde de Paște. Da, e propriu spus ca definiție colind, dar da. Un colind, o cântare de Paște. Care... Da, și care se, sunt doar în perioada asta a anului. Și asta mă gândeam că oarecum ar trebui să promovăm noi ca și, de exemplu, noi ca și televiziune, voi ca și mesageri ai tradițiilor noastre, ar trebui oarecum promovate. Vezi tu, Bogdan, nu există, nu știu, când promovezi ceva, promovezi, hai să fiu puțin mai direct, promovezi un artist, un ansamblu, promovezi Crăciunul și Paștele nu trebuie promovat. Crăciunul și sărbătoarea de Crăciun și de Paști și orice sărbătoare de peste an, dar mă duc cu gândul la aceste două sărbători, există în sufletul nostru și trăim prin ele. Pentru că, așa cum spuneai, colindul se cântă doar de Crăciun și priceasna doar de Paști. Adică aceste două cântări, una vestește nașterea Domnului, una vestește moartea și învierea Mântuitorului. Deci, practic, nu trebuie să ne apucăm, hai să promovăm ce să promovăm. Nu promovăm un cozonac, nu promovăm o pască sau un ou roșu. Nu promovăm. Trebuie pur și simplu să trăim la fel toți și în aceste momente, de înaintea sărbătorilor de Paști, pur și simplu, fără să te forțeze cineva, uh-huh, te vine de la sine. Cum a făcut Laurențiu și l-am felicitat și am mulțumit foarte mult prin cântarea pe care a făcut-o el astăzi cu priceasna și practic s-a ocupat de ceva săptămâni de acest cântec frumos. Asta putem face pentru anul viitor, dar nu ne gândim la o promovare. Deci prin asta nu ne promovăm, prin asta ducem mai departe tradiția, dar aș putea spune credința, pentru că în primul rând e vorba de credință în perioada aceasta. Tradiție sunt alte sărbători de peste an care vestesc tradițiile sau simbolizează tradițiile noastre. Paștile, în primul rând, credința. Și asta dacă un coleg solist, cum este Laurențiu Marian sau alți soliști, reușesc prin cântările lor să vestească acest moment și noi ca și dansatori, ca și ansamblu, vom reuși și noi să punem un proiect la punct pentru aceste frumoase momente din an, este doar cu gândul de a ne, exact ce spuneam, fac o paranteză, în toată agitația de peste an, sunt două momente în an care trebuie să ne liniștim și noi, să stăm mai relaxați, să facem pentru noi acest lucru. Pentru noi și pentru cei care nu reușesc să, eu știu, să ajungă un colind la ei sau o priceasnă. În continuare, pentru că timpul zboară, aș vrea totuși să ascultăm și pe Anca Bălan, cu două melodii foarte frumoase. Și pe urmă vom reveni, mai am două întrebări și pe urmă ne vedem sănătoși după sărbătorile de Paști, în care o să mai povestim cam ce și cum am petrecut în familie sau cu prietenii de Paști. Anca Bălan în continuare. Busuioc florii aleasă, mândră-i Bucovina noastră. Busuioc florii aleasă, mândră-i Bucovina noastră. Cu pământul roditoare și obșin scăldat din soare. Cu pământul roditoare și obșin scăldat din soare. Bucovina.
Dorna la Voloca, mândrunii portușă vorba. De la Dorna la Voloca, mândrunii portușă vorba. Iar în zi de sărbătoare toți se prind în hora mari. Iar în zi de sărbătoare toți se prind în hora mari. Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu. Bucovina, raiul meu, Suceava curgi la vale, codrul freamăt cu jale, codrul freamăt cu jale, și-i dor de Ștefan cel mare. Oameni buni din marea lumii vin aici ca să se închine, la Putna, la Sușevița, Voroneț și Moldovița. Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu. Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu. Bucovina, mândră floare, dar n-ai pe lumea sa manari. Mare-i lumea și-i frumoasă, dar raiul la noi acasă. Mare-i lumea și-i frumoasă, dar raiul la noi acasă. Bucovina, mamă bună, îți sărut sfânta țărână. Știi soarele și luna, Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu. Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu. Bucovina, raiul meu, grădina lui Dumnezeu.
Mulțumim pentru cele două melodii cântate de Anca Bălan. Iată-ne la final de emisiune, mai avem două minuțele, mai avem timp doar de un mesaj pentru telespectatori și câteva urări din partea colegilor tăi. Pe simplu, prima urare și cea mai creștinească și tradițională este Hristos a înviat tuturor, pentru că suntem în noaptea de înviere, un Paște fericit și sărbători liniștite alături de cei dragi și, de ce nu, bucurie în suflet și o vară, că acum vine vară, o vară frumoasă și un an plin de realizări, din partea mea și partea colegilor mei de la Ansamblul Folcloric Codrin Neamțului, sărbători fericite. Bela? Sărbători fericite la toată lumea. Aveți grijă cât mâncați, cât beți și să ne revedem cu bine. Mai departe. Sărbători fericite și Hristos a înviat. Hristos a înviat tuturor și sărbători fericite. Mulțumim, dragi telespectatori, că ne-ați urmărit la ceas de sărbătoare. Noi ne vedem weekendul viitor cu un alt interviu al săptămânii. Până atunci, un Paște fericit, iar dacă ne vedeți în reluare, Hristos a înviat!